Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă prezint Huawei Mate 40 Pro, următoarea versiune a terminalului de vârf al celor de la Huawei, care vine după Mate 30 Pro al meu. O să ne uităm și la ele un pic comparativ, să vedem cum a evoluat designul de la unul la celălalt. Este terminalul lor lansat la finalul anului trecut cu nou procesor 5G Kirin 9000, care este la nivel cu rivalii săi. Un procesor nou care îmbină puterea cu autonomia, este mai ok. Un ecran nou, dar în stilul lor caracteristic au rămas pe Full HD, deși este un ecran OLED de foarte bună calitate și are rată de refresh de 90 de Hz. Cred că au rămas la Full HD pentru a păstra o autonomie mai bună. Vă arăt ce teste am făcut pe el, bineînțeles abia așteptam să ies să pun camera foto la treabă, să vedem dacă este cu adevărat camera din seria Mate, adică păstrează ADN-ul Leica și camera de o calitate foarte bună. Și este singurul telefon care a păstrat un senzor 3D ToF pe față, care este foarte bun pentru selfie-uri și pentru deblocarea cu recunoașterea facială. Un terminal foarte bine închegat, care marchează la toate capitolele. În continuare avem situația despre care știm cu toții. Sancțiunile contra Huawei au fost păstrate, deocamdată nu avem serviciile Google sau Google Play pe acest dispozitiv. În schimb, avem alternativa Huawei App Gallery și cu Petal Search, care vă găsește aproape orice aplicație care nu există în App Gallery. Deși și conținutul App Gallery s-a îmbogățit constant, dacă se întâmplă să nu fie, cu Petal Search găsiți APK-ul fie online, fie pe alte magazine alternative, așa că din câteva click-uri vă puteți instala cam tot ce vreți. De asemenea, prin sistemul Phone Clone de la Huawei, se poate transfera conținutul și setările de pe telefoanele mai vechi pe ăsta nou, prelând și aplicațiile deja instalate. Overall, o experiență foarte plăcută, un design bun și în stilul cu Huawei cu care ne-am obișnuit, iar la camera foto am pus fotografiile pe ecranul mare ca să le analizăm împreună și să tragem o concluzie dacă au păstrat stilul clasic de fotografie cu ajutorul celor de la Leica. După părerea mea, este un terminal foarte bun. Este un pic scump la ora actuală, l-am găsit la 4999 lei la Altex și pe celelalte site-uri este undeva la 5000 și ceva de lei. În schimb, are toate dotările unui flagship. Ăsta este versiune cu 8 GB de RAM și 256 de stocare, destul de bun. Baterie de 4400 cu încărcare rapidă pe fir, dar și cu fast charge wireless rapid, adică ambele sunt disponibile, ceea ce constituie un avantaj. Și de asemenea reverse charging pentru ceasuri, pentru brățări, pentru chestii de-astea care se pot încărca wireless direct de la telefon. O să vă arăt pe el toate testele făcute, iar la final ne mutăm pe analiza foto, o să vedem pozele la mărime maximă și tragem câteva concluzii dacă merită sau nu merită cumpărat. Avem un display în stilul tradițional OLED de foarte bună calitate, însă la asta nou avem un dark mode mai puternic și o temă făcută în stilul ăsta dark care arată mai întunecat, al meu arată mai luminos. Notch-ul nu mai există, notch-ul care există aici s-a mutat într-o cameră în display care este cu senzorul 3D lângă, într-un oval decupat aici. În schimb, a păstrat margine curbate. Ăsta are margini curbate agresiv așa până aici, ăsta tot margini curbate, nu chiar atât de agresiv, dar sunt tot expuse riscului de a cădea pe o parte. Pe de altă parte, arată, din punct de vedere al aspectului, mult mai bine cu margini curbate decât cu ecranul plat. Pe spate, la fel, schimbarea ține de modulul de cameră foto. Tot circular, al meu avea 4 lentile puse așa, acum au montat lentilele pe marginea ramei astea negre și au lăsat în mijloc brandingul de Leica și așa. Un branding aici discret Huawei, al meu avea aici pe laterală Huawei. Arată premium și în stilul destul de caracteristic al celor de la Huawei.
Din punctul meu de vedere, îmi place foarte mult ecranul mare și faptul că stă foarte plăcut în mână. Îmi place spatele ăsta care este cât de cât protejat. Au mai rămas unele amprente, dar nu se vede chiar atât de nasol ca la unele terminale pe care le-am testat. Și avem așa un senzor principal de 50 de megapixeli pentru camera principală, un senzor ultra-wide de 20 de megapixeli și senzorul de 12 care este de zoom cu un sistem periscop. Ajunge la 5x natural, adică optic, și un 50x din softul camerei foto, așa că stă foarte bine la capitolul ăsta și, bineînțeles, folosit pe un trepied și cu stabilizare, dă rezultate foarte bune chiar la zoom mare. Fotografiile și filmările o să vi le arăt pe ecranul mare, ca să discutăm acolo în detaliu culorile și nuanțele, să se vadă totul bine. Acum vreau să vă arăt doar astea, testele făcute pe el. Într-adevăr, nu stă la performanța hardware la nivelul celorlalte terminale flagship, să spun așa. În schimb, le-a bătut pe toate, absolut toate, la capitolul autonomie, 20 de ore și 21 de minute. Asta înseamnă că două zile duce liniștit dacă îl folosiți cu moderație, să zic așa, nu cu ecranul deschis tot timpul, dar folosit cu moderație duce două zile de utilizare. Vedem aici versiunea, 8 GB de RAM, 256 de stocare, în rest s-a descurcat excelent. Este un procesor cu un nucleu de mare putere la 3,13 GHz, adică dus foarte sus, alte 3 nuclee care stau la 2,5 GHz și 4 nuclee economice care pot atinge 2 GHz la nevoie. Ecran OLED, 2772x1344 rezoluție, 6,76 inch, 456 DPI, destul de bine, și un Mali G78 accelerator grafic care se descurcă cu orice joc aveți nevoie. Bateria de 4400 este relativ suficientă pentru acest model, ați văzut, a dat rezultate foarte bune. Stocare UFS 3.1 de foarte bună calitate, viteze maxime au bătut toți competitorii în testul de scriere și de citire. Și un test Geekbench 5 cu 700 pe single core și 2500 pe multicore. Asta aici depinde de cât de încărcat este sistemul. L-am rulat și pe cel de gaming, reușind un maxim de 127 de frame-uri pe secundă în Full HD, ceea ce pentru un joc de tip shooting ar fi super bine. Cam asta e, uite, 99 am mai scos, 127 în alt test, am mai scos și mai slab, dar per total s-a descurcat destul de ok. Și haideți să facem acum un test de audio, dacă reușesc să-l conectez. Da, are difuzor și aici. Mi se pare un sunet puternic cu mai mult bas decât la principalii competitori și este stereo în același timp. Și haideți să vedem. Un ecran OLED de foarte bună calitate, chiar dacă este Full HD+, și cu o rată de refresh de 90 de Hz, mi se pare foarte ok. Am apăsat utilizarea cu o singură mână. Ok, cam asta este cu telefonul. Ne uităm pe imagini, foto, video și tragem o concluzie la finalul acestui videoclip. Hai să vedem. Bun, am pus la treabă camera lui Mate, la fel ca și la celelalte telefoane, și mi se par rezultate foarte bune, mai ales în lumină slabă.
Cum spuneam, diferă procesarea față de mulți alți competitori, au un algoritm mai bun. De asemenea, optica și partea de hardware este diferită. Eu sunt mulțumit per total de rezultate, dar nu am făcut un comparativ făcând fotografii simultan în același timp pe ambele device-uri ca să pot să-mi dau seama dacă totuși fotografiile, de exemplu, de pe Samsung, de pe Mi 11 sau de pe OnePlus 9 ar putea fi cât de cât apropiate. Zoom-ul mi se pare foarte bun în atu al Huawei, la fel procesarea cadrelor la modul general este foarte bună, de o calitate foarte bună. Am testat și camera ultra-wide și camera normală și am făcut și cu zoom ca să pun la treabă fiecare lentilă disponibilă. Evident, fiecare set de fotografii depind foarte mult și de locație, depind și de momentul zilei în care apuci să faci fotografiile. Dacă e mai pe seară, se mai văd eventuale probleme, dar overall mi-a plăcut foarte mult fotografiile realizate de Mate 40 Pro. Cred că este și da, într-adevăr, este campionul DxOMark la ora actuală, are cel mai bun rating pe fotografie și un rating foarte bun și pe video. Camera de zoom, în mod special, eu nu m-aș descurca pe telefon fără camera de zoom, mi se pare că a surprins toate detaliile. Și focusul e ok și culorile obținute sunt foarte bune. Și am făcut și un selfie la final. Cam asta este cu Huawei Mate 40 Pro. Este un campion al specificațiilor, dar fără să cadă în extreme, adică ecranul e Full HD+, nu e QHD+. Procesorul este de top cu tehnologie 5G, cu un nucleu de mare putere fără egal, 3,13 GHz. Cu 8 GB de RAM, 256 de stocare, cu camere foto fără rival, iar tot pachetul ăsta vine la 4.999 la Altex în momentul de față în cadrul unei promoții sau îl găsiți la 5.399 la celelalte magazine. Din punctul meu de vedere, pentru fanii Huawei este cea mai bună alegere, ca și pentru cei care sunt foarte pasionați de fotografie și caută la ora actuală cea mai bună cameră foto pe un smartphone. Rămân în continuare valabile sancțiunile contra Huawei, astfel că Google Play, Google Services și celelalte probleme nu pot fi accesate pe telefon în mod legal. Însă, alternativa App Gallery este tot mai bine dotată, este din ce în ce mai plină de aplicații, iar sistemul Petal Search vă poate ajuta să găsiți orice aplicație pe care nu ați găsit-o direct în App Gallery. De asemenea, la orice magazin Huawei pe care îl găsiți în raza voastră, vă puteți duce cu telefonul să vă ajute la instalarea aplicațiilor de care aveți nevoie. Cam asta a fost cu Huawei Mate 40 Pro. Rămâne unul din cele mai bune și dotate flagship-uri la ora actuală disponibile pe piața locală, iar noi ne vedem în curând cu teste de telefoane și clipuri despre tehnologie. Baftă! Ciao!